Din cauza spațiului de emisie, noi așa am făcut un înțeles. Nu putem să avem mai mult decât o persoană care să stea în fața noastră. Dar iată că astăzi am făcut un rabat de la calitatea acestui podcast și, doamnelor, domnilor, dragi privitori, o să avem în fața noastră și, bineînțeles, în fața retinelor dumneavoastră, o să avem un doctor, un psihoterapeut principal și un terapeut relațional. Deci, iată, trei persoane într-una singură. Și Servus. Pentru că trebuiau să poartă Servus. Nume, Bun. Raluca. Servus și bine Servus. Ai venit la noi. Bine l-am găsit. Când, că sunt aici. Când ai apărut în peisajul media al Clujului, asta nu spunem anul, dar... 2008. 2008, da. Eram în clasa 5-a și Raluca avea fundițe. Erai doar psiholog, sau? Da, eram doar psiholog. Și urma să-ți dai doctoratul exact. La UBB. Cu, are rost să spunem cu cine? Păi, da, putem să spunem. Putem acum să este spunem cu cine? Cu domnul... Cu Daniel David. Domnul Daniel care David. Acum este rectorul universității. Este da. Și un violonist Daniel David în satul mare, dar nu intrăm în multe. Oricum, pentru colegul Vlad, nu l-am adus. El nu e obiectul terapiei. Nu, eu somn care stă să râdă și mai zice un alt. Ai un râs bun, așa da, pe fundal. Toată lumea bine. Se leagă de râsul meu și atunci... E un caz clinic. Am primit oferte de la... Johns Hopkins sau cum John zice? Hopkins. John Hopkins, da, da, actor bun. Și am primit niște oferte, Antipa, ci că l-am luat, dar n-au borcan. Și, da, asta zic, tu fii atent. Eu sunt foarte atent și o să încerc să prind cât mai multe. Da, da. O salutăm pe această cale și pe prietena sa, Ana. Deci o să prind cât mai multe. Bă, aici ești la muncă, mă, nu ești pe oser. Era psiholog la Luca Anton și între timp ți-ai dat doctoratul cu domnul Daniel David și faza asta cu psihoterapeut, cum ai obținut-o? În urma unui alt curs? Da. În urma nevoilor tale sau ale societății ai ales această... Păi așa inițial, noi zicem că nevoile societății, dar de fapt fiecare dintre noi avem nevoile noastre acolo, motiv pentru piticii. Care... Piticii. Da. Trebuie să faci o formare separat pentru asta, pentru a putea să fii psihoterapeut. Asta înseamnă că încă 3 ani trebuie să mai faci niște studii pe lângă și apoi supervizare, adică cineva trebuie să te aibă, să aibă grijă de ceea ce tu faci în cabinet și să raportezi tot timpul ce se întâmplă acolo. Deși tu ești un caz până un alta. Păi, cred că asta, până la urmă așa e și sănătos, ca fiecare dintre noi în meseria noastră să fim cazul cuiva. Cazul. Da. Din fericire să fie cazul unuia în temă. Unuia în temă, sigur, da. Asta ți-ai dorit dintotdeauna, psihologia, nu? Nu, eu am vrut să mă fac polițist. Să trăiți. Da, eu asta am vrut să fiu polițist. Bunicul meu a fost polițist, tatăl meu, adică bunicul meu, tatăl mamei a fost polițist, tatăl meu a fost polițist, străbunicul meu a fost primar și el un militaros de altfel, primar în vremea celui de-al doilea război mondial. Deci în... Într-un sat din Bistrița. Da. Și eu așa m-am gândit că aș vrea să fiu polițist, tot timpul mi se pare că aș fi arătat foarte sexy în uniformă. Ceea ce cred că ar fi fost adevărat, așa, dacă ar fi fost să fiu sincer, dacă ar fi să fiu sincer. Da. Eu să aici dau cu votul. Da, 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 da. Mai multe întâlniri cu poliția. Dar am mers la examen. Tata mi-a zis de la început că no, el apreciază că eu vreau să duc așa tradiția mai departe, dar nu crede că mi se potrivește și că sunt multe lucruri peste care trebuie să tot trec cu vederea și de la care trebuie să fac rabat. Și am mers la examen până la urmă, s-a 2 săptămâni în București și când m-am trezit în unitatea de la școala de ofițeri, l-am sunat pe tata după câteva zile să vină după mine, dar am zis că trebuie să-mi asum. Și am stat până la ultimul examen. Să-ți asumi gen plătești motorina? Plătești motorina, nu. Asta ar trebui să-mi... Nu, m-am lăsat acolo, dar la ultimul examen n-am mai scris, că am fost foarte supărată. Am picat a doua sublinie. Ce bine. Doamne, fer, dacă îți dai seama, dacă intram acolo, e foarte greu, mi-a fi fost. Trebuia să rămâi. Nu puteai să mergi pe la poliție pe partea de psihologie? Ba da, dar nu, cumva odată ce am intrat, am văzut cum este sistemul din interior, nu mi-a mai dorit și m-am bucurat că am putut să fug cât am văzut cu ochii. Cel puțin pentru o femeie, nu un loc unde să...
Plus că acum nu se mai fuge nici când vine poliția. Da, nu se mai fuge, exact. Te bat de față cu poliția. Cazul, așa se pare. Cazul așa se pare. Doamne, ferește, îți dai seama. Da. Fata săraca acolo. Mânca și gura, eu, pâine. Pe cum că mă gândesc? Păi, în momentul ăla când trebuie să sun poliția și îți dai seama că tu ești poliția. Mă, mă sun pe mine. Mă sun pe Vodafone. Da, dar pe de altă parte ieșai mai repede la pensie. Da, aveai pensie. Puteam să iau anticipă. Da. Erau totuși niște salarii compensatorii. Da. Cu plusuri și cu minusuri, ca... Dar nu sunt genul supus. Asta este, de fapt, o mare problemă. Unul și unul dintre motivele pentru care am plecat din universitate, că mi-a fost foarte greu să... Mi-a fost foarte greu în să... În același an ai dat admitere și la psihologie. Da. La Cluj-Napoca. Da, da, da. Dar eu sunt nehotărâtă de felul meu și am dat admitere la... M-am înscris la studiu de aici, că mi se părea fancy. Că dacă n-am putut să stau în uniformă și să fiu sexy în uniformă, să fiu fancy și să dau la o altă facultate. Corect. Și la studiu de aici, da. Sună interesant, așa, da, cumva. Și am dat la studiu de aici și la drept m-am înscris. Dar după aia, după vreo 10 minute, când am ieșit cu tata de la Universitatea de Drept, am zis că nu, totuși, că nu vreau și nu. Și-a venit cu mine săracul înapoi și am cerut doamnei dosarul și un pic mai sus scria psihologie și m-am și mi l-am depus acolo. Da, da, da. Psihologia încă era în clădirea UBB-ului? Sau... Nu, era pe Republici, într-o clădire veche. Da, da, așa cum mijloc... stă să se dărâme sau... Nu, au făcut ceva clinică medicală sau da, ceva. Da, da, acolo spre grădina spre grădina botanică. Acolo este, nu? Încă, da, e una, da, dintre, da, clădiri. A, nu, este ceva clinică acolo unde spui tu care stă să se dărâme, dar mai jos e a universității. Nu, era nu, poate frumoasă. Am înțeles, da. Și te-ai înscris, era cu dosarul? Era cu dosar, era chiar în anii aceia în care veneau foarte mulți psihologia, studenți. Eu știu că după business, științe economice, era căutată. Și acum este nebunie. Acum, anul trecut, parcă au fost 10 pe un loc. Domnul Chișe era decan, sau? Atunci, da. Decan, mi-a fost și mie profesor de psihologie. Domnul Chișe, da, domnul Chișe, relaxat cu un diplomat. Vine, da, un diplomat. Tot timpul. Galperi. Foarte simplu. Povestea liberă, dai seama, noi eram la matematică și aveam de la 6 la 8 odată pe săptămână, în anul 2, psihologie. Aia, modulul pedagogic. Modulul pedagogic, da, trebuia să facem psihologie, pedagogie, didactica predării, ca să iei țâdul aia, că poți să iei. Ca la psihoterapeut principal, că și profesorul, dacă mă uit la elevii care vin din urmă... Ți-a fost elev? Nu, domnule, îl mai meditez din când în când. Îi mai acopăr unele goluri. El e după principiul lui Mark Twain. Nu lăsa niciodată școala să-i strice educația. Nu. Câte facultăți ai început, dragul meu Vlad? 3. Îl putem încadra într-un tipar psihologic? Dar câte o terminat, aș vrea să știm. Am terminat o pozițială de cadastru. Din... Deci eu am făcut facultatea... Deci ai mers pe blat mai? Deci eu în timp ce făceam facultatea Politehnica de Construcții Civile, făceam și cadastru la o pozițială, că am zis că se îmbină bine. Îmi termina numai cadastru. Și după aia mi-am făcut sega, săpac și... Dar nu le-ai terminat? Nu. O zis că la mansardă acolo e o fofrică. Era vânt când se dea cu lavabila, dar le termina. Bravo. Deci până acum nu-i caz. Cred că e un exemplu tipic din societatea românească. Adică... Cred că un exemplu tipic e care toți fac facultăți și nu fac nimic cu ele. Mulțumesc frumos! Ți-am zis că suntem la podcastul nou, avem nevoie de cineva care... Tu poți fi numită și mediator psihologic? Putem... Ce vă ajută? Cu ce ne ajută? Pot să fiu numită cum vă ajută pe voi. Cu... Deci după materialul clientului. Păi nu, că noi zicem în psihologie că un element important este flexibilitatea mentală, așa că sunt flexibilitatea mentală la mine, ce vă ajută, sigur, ne plimbăm prin... Da, da, e foarte important să vorbești pe limba, nu neapărat pacientului, subiectului sau... Depinde cum se simte lumea confortabil, eu zic client. Client? Mi se pare așa că pacient încă, până când... Încă nu suntem în punctul în care, deși tot mai aproape, în care oamenii merg la psiholog pentru că au nevoie de a se înțelege mai bine. Deci cel mai multe ori ajung la psiholog când e foarte dificilă perioada din viața lor. Păi, mentalitatea românească. Da, și atunci încă nu știu dacă mentalitatea e pregătită să se numească pacient, cât mai degrabă client sau... De ce ajunge românul la psiholog mai des
în anii ăștia ultimi decât acum 20-30 de ani? Eu, da, chiar mă gândeam zilele trecute că atunci când lucram la facultate aveam proiecte de cercetare unde ofeream gratuit 20 de ședințe de terapie și nu venea nimeni. Deci asta e în urmă cu 15 ani. 20 de ședințe de terapie e foarte mult. Adică dacă stăm să calculăm acum la o medie, e undeva în jur de 3.000 și ceva de lei. Cam asta e. Și nu venea nimeni la terapie. Acum, în ultimii ani, în Cluj sunt 200 și ceva de cabinete deschise și oameni, asta arată de fapt nevoia și că oamenii apelează. Iar eu, de exemplu, nu mai fac programări până la anul. Și nu sunt doar eu în situația asta, ci toți colegii mei. Adică nu mai, efectiv, nu mai putem. Pur și simplu mi se pare că a fost o mult mai multă deschidere, asta pe de o parte. Pe de altă parte, cred că mulți psihologi deja au început să vorbească despre asta și să iasă în față și să zică, uite, noi existăm, noi suntem aici, n-am, neavând complexul medicului, știi, de a sta și aștepta numai ca oamenii să vină. Da. Și, în principal, vin pentru anxietate, este cel mai frecvent motiv. Deci, acum da. E pentru că anxietatea doare cumva, știi, și fiziologic foarte activat. Așa te simți. Cum ai defini eu așa anxietatea asta? De cele mai multe ori sunt îngrijorări repetitive în legătură cu diverse aspecte ale vieții. Că sunt relații, că e profesia și din când în când pot să mai ai câte un spike din ăsta emoțional căruia îi spunem atac de panică, atunci când simți că pierzi controlul, că urmează să ți se întâmple ceva rău, că sigur e ceva neregulă cu tine. Dar în general oamenii nu vin neapărat pentru atacuri de panică, deși se întâmplă frecvent asta, cât mai degrabă pentru un soi de... Eu așa am sentimentul ăsta de că sunt pierduți cumva, știi? Nu, mi-e teamă de tot felul de lucruri, nu știu în ce direcție să o iau, nu știu că... Reper, da, n-au un reper. N-au... Știi, mă gândesc acum cumva la noi, noi venim, sigur, dintr-o societate comunistă, acolo reperul era foarte clar. Încă părinții noștri cu aceleași principii ne-au crescut, chiar dacă într-un mediu mult mai liber. Și atunci ne era mai simplu să alegem. Că aveam acolo câteva opțiuni. Acum sunt așa de multe opțiuni și atât de puține principii. Și atunci nu știi pe ce să te ghidezi și te simți pierdut de foarte multe ori, în multe momente. Nu știi, ăsta e jobul bun, nu-i bun, trebuie să rămân la serviciul ăsta 40 de ani, cum au rămas părinții mei, sau am voie să schimb. Să mă pensionez de la primul serviciu. Din... Sau, au voie să schimb. Sau pe unde la ce să vârstă apare nevoia asta de a consulta un psihoterapeut? Apropo de anxie... Eu mă duc direct la Alzheimer, dragă, nu te mai uita la sare mine. Niște... Eu sunt un caz pierdut. Apropo de anxietate, de exemplu, sunt niște studii care arată că în urmă cu 15 ani, primul eveniment intens de anxietate era la 27 de ani. Primul atac de panică serios era undeva pe la 27 de ani. Acum, primul eveniment intens de anxietate e pe la 17. Deci în decurs de 15 ani, a scăzut cu 10 ani vârsta la care apare primul... Probleme de anxietate să ai la... Bine, poți să ai la 17 ani, integrarea în societate, da, că nu te vor... Da. Știi că nu e neapărat de probleme, că probleme cu toții cred că avem, că nu ai, nu știi ce să faci cu ele. Da, și cum să le controlezi. Da, n-ai tehnici. N-ai cui să te plângi. N-ai oameni, părinții de cele mai multe ori foarte preocupați de joburile lor, de ei înșiși, de problemele n-ai lor. N-ai prieten poate bun cu care să vorbești, că mulți n-ai suport, n-ai gașcă. Da, e bine așa. Acum, cum faci, da. Acum când ai Facebook, TikTok și Instagram. Da, această iluzia comunicării, cred că, de fapt. Da, asta e o iluzia comunicării. Păi, dar cum, că dacă îmi scrie acolo că mi-e prieten și că mă susține și că... Îți mai dă și o cafea pe buymeacoffee.com, nu uitați, da? Și tricouri cu socra, da? Momentul sponsorului, da? Socra, super socra, da. Și spune de sponsor și tu. Atelierul de pizza care au scos acum aceste minunate bucket speciale, bucket pui, bucket pork și bucket fish. Deci doar pui au rămas în română. Fish-ul bun, ai zis. Foarte bun, mi-a plăcut foarte tare, da. Da. Foarte și bun. Cei de la Scalvel și, măi, care da, ne dau un tricou alea? Pentru tine, un tricou. Wow, super. Sper că o să-ți vină și frumos. Sper. Sunt sigur. Și dacă nu o să-ți dacă vină, nu ai cu ce să porți tricoul sănătos. Pot să dorm cu el. Dacă pot să dorm. Nu cu cutia, că e colțuroasă de la Scalvel. A fost momentul sponsorului să intrăm, să emergem din să nou. Să continuăm. Să continuăm cu anxietatea, da. Tu scrii și articole pe tema asta? Am scris, acum tot mai puțin am scris că m-am pentru ocupat doctorat de... Pentru atunci, erai și asistent? Da, da. Și nu a mai mers treaba. Foarte mult mi-a plăcut. Ți-a plăcut, așa foarte mult. Cred că e așa un mare regret, cred că de aia după mulți ani deja tot
tot pomenesc de facultate, că e un mare regret că nu am... Mi-ar fi plăcut să lucrez cu studenți. Mi-am descoperit pasiunea asta pentru psihologie, n-am știut că o am și cumva am chestia asta de a da mai departe și de a povesti învăța despre psihologie. Îmi place foarte tare. Dar am găsit alte forme. Acum sunt formator. Știi că, apropo de ce mă întrebai la început, pentru a face psihoterapie e nevoie să faci acei ani de formare. Poți să-i faci în cadrul universității sau poți să-i faci în extern. Și sunt asociații de formare profesională. Într-una dintre ele lucrez și eu, unde țin cursuri pentru psihologi. Deci, practic, cumva tot acolo. Formez, da. Și acum te-ai îndreptat spre partea asta mai multinațională a problemelor. A început mai mult de la... Pentru că mulți dintre clienții pe care îi avem sunt clienți care lucrează în companii. Și ne-am explicat asta odată pentru... În companii multinaționale. Marea majoritate dintre ei în IT. Și mi-am explicat asta în primul rând pentru că își permit să plătească... Nu, până la urmă e totuși un serviciu încă de lux, cumva. Și nu este de contat, dar este o întreagă poveste. Nimeni nu se chinuie cu asta. Nu... Cu formularul, cu bilet de trimit. Vai de mine! Dar mai bine cu inima. Îi plătesc eu să... Nu, n-are niciun... Asta pe de o parte și pe de altă parte, în companie există cultura asta de a merge, de a apela la servicii de specialitate, pentru că marea majoritate a multinaționalelor, sigur, sunt multinaționale. Și atunci, mult mai deschiși, deja ei vin cu cursuri la care au participat în cadrul companiilor lor. Da. Știu termen de specialitate. Da. Și atunci aici a apărut cumva ideea asta de ce fain ar fi să putem ajunge acolo. Și noi am mers cu, noi, eu și cu colegele mele, am mers mai mult în ideea asta de a duce psihologia acolo. Nu facem training-uri din astea clasice pe, nu știu, comunicare și cum să-ți organizezi programul și timpul, cât mai degrabă pe partea relațională, adică managementul conflictului, managementul comunicării, conflictul, pe zona asta de relații. Astea care se întâmplă într-o firmă mare. Se întâmplă și știi când se întâmplă cel mai des? Când sunt proiecte care trebuie livrate într-un anumit termen, toată lumea se decompensează acolo și cu mințile pe pereți. Nu, încep să se certe, încep să discute. Nu te mai recunosc. Am văzut, sper să nu jignesc pe nimeni, dar am văzut că în companiile astea gen de IT a fost și am filmat ceva la un moment dat la o firmă de IT și deși sunt 300 de oameni sau 100 de oameni în clădirea, nu se salută niciunul. Da, sunt. Nu se salută. Nu există. Chiar dacă lucrează în aceeași... Nu se salută. Gândește-te dacă... Adică eu cred că e chiar sunt anxioși oamenii, mai ales ăștia din IT, care nu au contactul vizual cu alte persoane. Cât atât de des. Timp ar pierde să se salute cu 99? Nu, dar așa, ca gest. Tu stai bine. Știu eu ce zici, că așa-i. Adică, din câte am văzut IT, știți foarte inhibați, oare? Așa e corect. Nu știu, asta poate că e și așa o imagine care e proiectată. Eu am întâlnit oameni cu care... Care plutește asupra IT-și? Sunt băieți de viață, băieți de viață, informați la zi. Știi că, de fapt, noi de multe ori zicem că cine lucrează într-o companie de IT e IT-ist. Ei sunt IT-iști, de fapt, formați în domeniul acesta, sunt puțini. Da. Acolo există o grămadă de alte joburi asociate muncii pe care o face un specialist în domeniul este ăsta. Și femeie de servici. E IT-istă, da? Luptă și ea cu anxietatea mopului, domnule. Acum parcă am prea dus-o așa în neologisme, nu în discuția asta, în general. Și poate că și dorința asta de a arde etapele, de a recupera, nu? Să fim noi, să ajungem și noi restul statelor lumii. Da, categoric. Poate asta ne-a obosit un pic mental. Să știi. Noi eram odihniți înainte, nu? Știi că termin la orice nivel de învățământ terminai, aveai la capătul categoric școlii te aștepta repartiția, nu? În câțiva ani reușeai să-ți plătești și ratele la apartament, aveai rude la țară care îți asigurau traiul cât de cât, aveai o sâmbătă liberă pe lună dacă aveai, dacă nu numai duminica, carnet de... Puteai să mergi cu mașina par-impar dacă aveai mașină? Da? Și acum ai 3 mașini și nu mai poți să mergi nici par-impar, numai Glovo. Eu când văd pe unul de la Glovo care merge, îl salut, îl sărut, fericitule, du-te, du-le, sarmaua. Că merge, la merge, noi stăm. Chiar mă întrebam astăzi cu Vlad, când veneam aici la studio, domnule, ce fac ăștia, ne bagă metrou în Cluj? Sau, da, nu de fapt metrou, Raluca.
deja i-aș scrie biletul de internare, că m-a văzut pe Roland așa. Metroi de pe vremea lui Zamolxi aici, au zis și domnul Funar. Și acum, ca să nu mai sap pe alte tuneluri, ai văzut că de la suprafață decopertează tot Clujul. Să-l găsească. Să-l găsească, găsească metrou. Da. Oare ăștia care ne conduc ăștia, n-au anxietăți ăștia? Tu ai avut vreun om politic, acum da. Te întreb direct. Da. Și cum se simte acum domnul Tișe? Cred că domnul Boc merge, domnul Boc și-o la casă în Câmpenești. Deci acolo merge, se deconectează și... Și ce a zis domnul Buda? Oh my God, ok. Din Cluj sau din... Okay. Ai avut... Din... politică, nu, zic. Nu din Cluj. Nu, nu din Cluj. Nu. Ți-am zis eu că și ungurii au probleme. Îl găsim, îl găsim. Și ce anxietăți aveau? Ca om obișnuit au și ăștia? Nu. Ca om obișnuit are oricine anxietăți. Am sigur că subiectul diferă. Iona. Subiectul diferă, dar bine, vorbim și despre tipologii de oameni până la urmă. Să poți să faci politică și să poți să intri într-un astfel de context, trebuie să fie o structură anume. Lichia, corect. Da, cum ar zice Țiriac, milionari. Din top 300 ai avut pe canapia? Din top 300 nu cred. La erată? Cum? Milionari. Dacă am rată. De cum să mai ai rată? La erată, știi? A, la erată, când sunt că la corecturi. Acolo. Din greșeală a apărut în top. Oameni cu situație financiară, atât bărbați cât și femei. Da. Adică să n-aibă grijă zilei de mâine. Și ei au anxietăți. Și... Da. S-a zis, deja va face noi bani de acolo, da? Dacă nu ții mintea bună, dacă nu ții mintea hodinită. Dar nu e despre bani, nu e despre putere, e despre, pur și simplu, de toate astea cred că sunt niște conjuncturi, de fapt. Nu e ca și când te duce la spa sau să-ți faci manicura, nu, mă duc și la psiholog. Nu e chiar așa, chiar e o nevoie, o necesitate. Da. Și până la urmă sunt diferite probleme și diferite dificultăți. Știi, faptul că ești într-o anumită categorie nu te scutește de dificultăți. Și soluția este aceeași. Cabinet Raluca Anton and ai partenere? Cum vă numiți voi? Raluca Anton. Funcționăm pe bază de SRL. Doctor în psihoterapeut principal, care face și training-uri Mi-am notat numai titlurile. Deci, da? Fără nicio preparație, numai titlurile, întrebări nu-i niciun semn de întrebare, da? E la început de propoziție, am întrebat, să știți că am întrebat și eu ce tot scris acolo, că nu văd așa bine, dar am văzut. Aici cifre romane. Dar da, funcționăm împreună cu colega mea de la Moldovan, avem o... E la Moldovan, sunt Nicole ăștia cu carvangeria? Nu. O clinică de servicii psihologice unde avem 12 colegi cu care lucrăm acum. Da. Deci, principiul e același ca la clinicile medicale, de fapt. Practic avem specialiști în mai multe domenii. Dar nu ca la clinica aia, dar nu-i dacă orice ai, prima dată trebuie să-ți faci analize de sânge și raze. Deci la voi nu e așa. La noi nu. Nu. Colaborați și cu medici în domeniul ăsta? Da, cu medici psihiatri, da. Da, avem colegi în domeniul psihiatriei, avem norocul să avem inclusiv colegi care sunt medici și au făcut formare în psihoterapie și atunci lucrează mai degrabă în zona asta de suport în caz de boală. Avem o colegă, de exemplu, care este medic-oncolog și a făcut formare în psihoterapie și lucrează mult cu partea asta de suport în bolile grave. Este nevoie și de suport în recuperare, nu numai la boli, ci și în diverse activități. Cred că și militarii care vin din teatre de operațiuni mai au nevoie de un psiholog. Da, avem clienți care au fost plecați. Cât durează așa câte ședințe de terapie trebuie să faci ca să te simți bine iar în pielea ta? Acum depinde mult de, să zicem așa, problematică și istorie. Știi? Cred că de istoria personală mai degrabă, dar aș zice undeva 15 ședințe, o medie, ar fi cam 15 ședințe. O ședință fiind de? 50 de minute. Cu unul sau cu doi? Unul sau cu doi ce? Pacienți, că la matematică, de exemplu, dacă predai, poți preda cu 4. 6. Dacă îți dea 7. Păi dacă este de terapie de cuplu, cu 2. Da. Terapie, și terapie de cuplu? Da. Eu am formare în terapie de cuplu și lucrăm cu... Și în ce constă în formare în terapie de cuplu? Le merge de nașă.
Ce bună idee! Ar trebui să mă susțin așa. În ce constă formarea în terapie de cuplu? Eu am făcut formare la o școală internațională, o școală din Statele Unite, unde cred că 5 ani a durat până am terminat. Au fost niște cursuri și apoi foarte multă practică. Trebuie să filmăm ședințele de terapie și ni se oferă feedback constant pe ședințele pe care noi le desfășurăm. Ultima casetă, de exemplu, pe care am oferit-o pentru a putea să mă certific, tipa respectivă cu care am făcut noi formarea, fiind americană, n-a vrut să audă discuția, n-a vrut să pun subtitrare și mi-a dat feedback numai pe mișcările corpului și pe mimica facială. Și a avut foarte mare dreptate. Adică mi-a spus exact ce am făcut în ședință și ce am greșit, numai fără după să înțeleagă un cuvânt. Fără să înțeleagă un cuvânt. Wow, ce asta e. Nu, asta da. Da, da. Vezi că poți să discuți și cu oameni fără să știi limba engleză și germană. Nu te-ai tăi să te vă la germană. Nu te acceptă germanii fără limbă. Fără limbă. Pe vremuri acceptau. Da, Raluca Anton, cu titlurile zise, și până la urmă, dintre toate ramurile astea de activitate, că putem să spunem, care îți face cea mai mare plăcere, în care te regăsești tu cel mai mult, fost să fii și n-ai fost polițistul Raluca și actualmente psiho și continuați voi, cel Raluca? Mai mult îmi place să țin traininguri și cursuri. Asta îmi place cel mai mult. Dar cred că am găsit acum așa un echilibru între partea de cabinet. Înainte aveam foarte multe ședințe și n-apucam să mă limpezesc după fiecare ședință. Cam câte într-o zi? Când erau în vremurile dinainte de pandemie și tu la începutul? 2-3 ședințe într-o pe zi? Nu. La început, înainte să-mi dau seama ce mi se întâmplă mie în demersul terapeutic, aveam zile și cu 10. E o nebunie. Asta am să trecă, nu? Nebunește dată cu ei. Exact, ce se întâmplă terapeutului? Păi ce se întâmplă în astfel de situații este că noi învățăm... noi învățăm să ne disociem cumva. Dezvoltăm așa abilități din astea de a nu se vedea ce simțim. Problema este că le transferăm și în viața de zi cu zi, știi? Cumva cred că asta e ideea asta de a mă... de a bloca suferințele, de a sta foarte detașat, de a sta foarte rațional, foarte puțin prezent în povestea ta. Acum am puțini clienți cu care lucrez, acum aș zice cam în medie vreo 10-15 pe săptămână. Dar anul trecut în pandemie a fost un an foarte greu. A fost prin Zoom, asta pe de-o parte. Prin Zoom nouă ne lipsesc foarte multe informații de la client. Nu vedem nimic. Vedem mimica, dar o vedem cu întârziere, reacțiile. Pentru noi, inclusiv când clipește clientul, e important. Când, cum își mișcă mâinile în timp ce vorbește, cum stă cu picioarele în timp ce spune un lucru, cât de apăsată este. Contează și asta. Sigur, noi avem foarte multe informații. Și am vorbit cu Zoom. Sunteți sănătoși, domnul, puneți 300 de euro. Așa drag cu anxietatea. Și avem întârziere, cumva asta am observat, că durează un pic mai mult demersul decât în... Dar pe de altă parte am clienți din New York. N-aș fi avut vreodată clienți din New York altfel. Din Marea Britanie, din Bolivia, din... Ce mi se pare fain, adică... Și în Bolivia îți năcăjiți. Stai la pământ și mai... Dar nu sunt, ei nu sunt de acolo, ei au... Expat. Da. Din Peru. Da. Da, asta să ne mai zici un pic, dar nu ne zic că nu ne apucăm de psihologie, dar poate ne apucăm de interviuri psihologice. Asta aveți, asta școala vă învață... Detașarea de... cum vă prindeți, adică ție cât timp îți ia acum după atâta experiență să mergi cumva spre problema omului? Bine că tu nu i-o spui numai la 15-a ședință să-i încasezi mangoții, dar... Păi ideea nu-i să-i spun, ideea e să-și dea seama, adică să mergem împreună înspre a găsi. O să sune foarte dubios că zic asta, 15-20 de minute. Noi de când ne scremem? Da, una când el înțelege că și eu pot să te pui lângă mine la mașină să zic, bă, ești anxios, rezolvă-ți-o. Și altfel să-i dai, să-și dea... Și alta e să-l ajut să-și dea seama că el e anxios și din ce cauză. Sigur, și demersul, bineînțeles că acolo discuțiile sunt mult mai personale. Noi n-am avut aici discuții
tu nu vrei să plătești de chemată? Ce? Nicu. Data viitoare te aștept. Peste o săptămână nu facem ședințe. Noi. Și atunci aduc facturierul. Data viitoare sau cum să... Lasă că partea a doua mă ocup cu Vlad și el așa citește omul. Deci 15-20 de minute, în 15-20 de minute... Pot să-mi dau seama de în mare, de practic cum funcționează tot demersul terapeutic. De gravitație nu, dar de gravitate pot. practic, noi cum funcționăm în demersul terapeutic? Noi avem construim o matrice, de fapt. În timp ce clientul povestește, prin întrebările pe care noi le adresăm, ocupăm niște căsuțe și construim o schemă în spate. Și de cele mai multe ori, ideea este dacă schema pe care noi am construit-o se potrivește pe povestea pe care am identificat. Și mare majoritate dintre noi funcționăm pe bază de tipare. Nu suntem atât de complexi pe cât ne... Complexi, dar nu atât de complexi pe cât ne place să credem. Complexi în prostia noastră. Și atunci, în mare, inclusiv în terapie de cuplu, în terapie de cuplu e și mai simplu. Stom, adică putem să ne dăm să... E matricea relației acolo. Și atunci putem foarte repede dintr-o... Practic îi lăsăm să discute în contradictoriu 15-20 de minute și putem să ne dăm seama că... În relație merg cuplurile care au o problemă sau doar vin să-și mai... Tot mai mult vin cupluri care nu au neapărat probleme și vor să se cunoască. Dar dacă am avea, vor să vadă, de exemplu, uite, avem multe cupluri care vin pentru că își doresc să aibă un copil și acum e așa de mare, asta este un lucru pe care l-am auzit frecvent, așa de mare presiunea pe părinți acum că parcă nu mai știm să fim părinți. Cunosc sentimentul. Și vin pur și simplu să vadă dacă sunt pregătiți pentru asta, dar în general sunt cupluri care, mare majoritate sunt cupluri care sunt înspre finalul relației. Trebuie să mă duc și eu să o lămuresc pe Ana că eu nu vreau nuntă și de ce nu vreau. Nu vezi? Ocupă-te de el. Eu i-am dat un Ana determinant. Vrea, Ana vrea nuntă, Ana, înțeleg, da? Nu. Sigur sunt niște rezistențe acolo care merită întinse și analizate. Da. Nu, eu vă las. Da. Nu. Mă uitam, două minute, mai ai 13 și își dă seama și după aia am 10. Acum am zis ce ai și strâm și judecând drept instituția asta psihoterapeutului de îmbină niște chestii mai vechi, ancestrale. Da. Faza asta cu ca la duhovnic, nu? Pe vremuri te duceai la preot, la duhovnic. Faza asta cu cuplurile, te duceai la naș. Da. Da. Deci aici converg cumva... Și multe dintre tehnici sunt tehnici pe care oamenii le folosesc de cu mult timp înainte. Doar că, uite cum iese, de exemplu, noi avem o mare problemă acum cu terapia de grup. Terapia de grup este, în momentul de față, validată de către știință ca fiind una dintre cele mai funcționale. Adică terapia de grup, să înțeleg toată lumea, e aia când se pun oamenii în cer și își pun fiecare exact. Problemă. Și, nu, și vorbim despre orice tip de dificultate. Și până la urmă, dacă stăm să ne uităm la asta, tot timpul a existat lucrul ăsta. Asta pornește de la despăducherea maimuțelor, dragă. Din, da? Da. Da. Așa e. Așa e, că de fapt este nevoia asta de a ne simți în comunitate, susținuți, suntem mai mulți prezenți acolo în suferință, nu singurul. Trecem singur. Creierul cel mai tare se activează când crede că e singur, când simte că este singur. Se activează creierul când simte atunci, atunci apare cea mai intensă activitate, anxietate, când cred că nu este nimeni acolo să mă ajute și să mă susțin. Mare teama de singurătate în secolul 21, așa e? Tot timpul a fost mare. Tot timpul a fost mare. Atâta doar că ce ne lipsește nouă acum este fix chestia asta de comuniune și de comunitate, pe care bunicii noștri, de exemplu, aveau. Că mergeau la biserică, că aveau diverse ritualuri, că... Se ajutau la seara. Exact, exact. Șezători, da. Și nouă ne lipsește asta și atunci creierul e mult mai activat. De aia de multe ori funcționează întâlnirile astea în tot felul de contexte. Și mă gândesc acum la niște prieteni care au o școală de dans și învață latino pe oameni. Kizomba au? Au. Îl duc. au. Și mi se pare foarte fain că de fapt ei ce construiesc acolo, ei n-au doar o școală de dans. Ei au o comunitate în care oamenii învață să se simtă din nou în siguranță, în comunitate și ascultați, înțeleși, apreciați. Și asta să fii băgat în seamă. Da. Nu neapărat să pentru... Să faci parte dintr-o comunitate. Să faci parte, că asta e apartenența. Da, e o nevoie de bază a creierului uman. De asta și, și recomanda copiii să-i dai la sporturi de echipă, ca să învețe să aparțină noi în grup. Deci în să-i dai la sporturi de echipă, ai rest mai chestii. Și tot atâta. Asta așa, știi că e nevoie de apartenență, e nevoie de acceptare, e nevoie de atenție. Ăștia 3A
foarte importanți în cazul fiecărui creier. Acceptare, apartenență și atenție. Acceptare, apartenență. Ca la bateriile alea. Tridiam, alea bune, nu? Cu litiu. Acceptare, apartenență, alcool. Atenție în sensul de de grijă, știi, grijă. Sunt atent la nevoile tale, înțeleg ce ți se întâmplă. Îmi pasă. Da. Ai fost la TEDx recent. Da. Aici iar ai îmbinat maestria ta de psihoterapeut cu cea de a ține publicul, de a capta publicul. Așa, cum a fost? Da? Câte minute sunt acolo? 18 minute. La 18 minute Și ai ceas acolo în față, da. Nu? Ai ceas? Da. Da. Îți dai seama că Piersic, scuză-mă, dacă s-ar duce la TEDx și ar vedea 18 minute, ar ieși din pășicere. A prezentat Florin. Florin Piersic Junior, da. Foarte, un umor rafinat. Rafinat. S-a dat prin păr de câteva ori. Da. Da, nu. Cum? Când ai un tată așa greu, mă, tu cum să fii? Ești și tu bun actor, da? Dar nu mai poți fi cu mărgelatul și atunci, bravo lui. Da, da. Dar a fost foarte fain la TED. Mi se pare că e o experiență pe care, tot apropo de comunitate, știi? Și de, așa e, chestia de energie. Dar tu știi mai bine decât mine asta, că tu vorbești mai mult în fața publicului decât tu fac. Chestia de energie acolo în sală pe care nu o găsești în altă parte, fiind în fața publicului, nu o găsești. Și mai nou și el, că și pe el l-am băgat în stand-up. Da, pe la început, acolo câteva minute, dar avem speranțe. Cam tot 18. Dementule! Deci... Despre ce a fost speech-ul tău la TEDx? Tematica a fost Together, împreună, a fost ediția aniversară, 10-a ediție. Aici în Cluj-Napoca. Da, TEDx Cluj, care este cel mai mare din țară, cred că este și unul dintre cele mai mari din Europa, adică au vândut 3500 de bilete, dacă mi-amintesc, dacă știu bine. În sală am fost puțini, am fost mai puțini, a fost 1000 și ceva și restul au fost acasă, au avut sistemul ăsta hibrid. Eu am vorbit despre această idee de împreună pornind de la generațiile anterioare. Despre cum, că vă și povesteam mai devreme, de fapt, despre străbunicul meu, despre bunicul meu, despre tatăl meu, cumva așa mesaje care au călătorit dintr-o generație în alta și cum toate se adună, de fapt, în noi, fără să ne dăm seama că noi, de fapt, nu facem decât să ducem mai departe o poveste. Suntem niște mesageri. Niște mesageri, da. O verigă într-un an. Și sănătatea emoțională înseamnă, de fapt, să înțeleg care e mesajul pe care eu îl transmit mai departe și cum vreau să ajungă mesajul ăsta mai departe. Și atunci am vorbit despre împreună din perspectiva asta, din perspectiva faptului că acum alături de noi mai sunt o grămadă de alți oameni din povestea noastră de viață și așa e important să știm ce ne spun și ce ne șoptesc. Frumos, foarte frumos. Da, am și făcut un exercițiu la final. Cred că pentru prima dată de când vorbesc în fața oamenilor am simțit că am avut un mix potrivit de râs, teorie, plâns, s-o plâns. Da, așa am simțit că... Da, să iasă lacrima, să o duci înapoi. Da. E o experiență foarte frumoasă. Pentru mine a fost fascinant să fiu acolo. Și știi ce mi s-a părut? Poate că poți să povestești tu mai mult despre asta, că a fost așa un moment în care am fost emoționată la început și parcă așa disperată, că vai, dacă nu o să fie bine, dacă nu am din astea. Cunoșentiment. La un moment dat, așa de pe la minutul 4, s-a lăsat așa o liniște în interior. Și nu știi, și de bine sau de rău. Așa ca un fel de claritate, știi, parcă am simțit că acolo trebuie să fiu și ăsta e mesajul și s-a și simțit după aia. Cred că fiecare, nu? Că acum din nou voi stați mai mult pe scenă decât mine. Fix așa am pățit eu acum la primul show. Mi-am zis partea de stand-up, am văzut că nu dau bine, că nu. Nu mers bine. Eram anxios. Nu anxios. Aveam foarte mari emoții. N-avem bani să fii anxios. La un moment dat m-am întors spre Nicu, nu râdea nimeni, așa zic eu, lasă că e bine, am început să râd, dar mi-a venit așa instant să râd și de acolo mi-am dat așa drumul și a fost un declic acolo. Da, m-am uitat la tine, te-ai uitat la mine. Dă-le în gură. De suport, apartenență asta. Da. Bine, și Nicu știa asta de multă vreme, adică face asta de te emoționa. De cât? Și nici eu nu mai știu. Tu când ajungi la TEDx? Cum să zic, am vrut să, când era încă offline, am vrut să, da, știi cum e, numai vorba unui celebru psihoterapeut de pe Mehedinț, Nelson. Nu mi s-a arătat. Uai, Nelson, te amintești? Cum să vai de mine. Doamne, cât te puteam face atunci?
petrecerea de 1 mai cu mici. Cu mici și bere. Acolo la Sigma. La Sigma, nici nu ne mai lăsat după aia să facem nimic. Doamne, cineva o zice, mergeți în spate. Noi am făcut la intrare. Cu Mercedesul lui Roti și eu eram mascat în personaj de etnie romă. Nu știam că tata Nelson avea interzis în restaurant. El avea interzis avea acolo. Interzis? Da. Și a făcut mici în față la Sigma. Da. Tu ai făcut... Nu, Rotiș. Apropo, căsătorit și el are o fetiță. Serios? Și, da. Ce tare, foarte. Ziceam, noi, noi am fost colegi de emisiunea Tonic Show. Tu erai chiar psihologul emisiunii. Eram chiar, ce să vezi, psihologul emisiunii. Acum, pe final, am devoalat Adelina și cu Marius Saciu coprezentatori, David and Six Martini, bandul emisiunii, public, aveam public. Care am laudat. Acum jos la Sigma pentru cei care sunt din Marmația. Da, știi? Da. Și aveam public 15 lei. Eu nu-ți le dădea și pe... Le dădea el ci? El se ocupa, el se ocupa. Dar toată lumea dădea la Dar era agenție, dar sigur, și era agenție care ți aduna oamenii. Exact, 20. La un moment dat îmi venea elevii din Mănășturi și prinsese rășpilul, eu nu ți era bun și le dădea bani oricum. Nu veneau în emisiune, la gata veneau numai banii. Serios? Mă, dar n-ați fost în emisiune. Dă-mă în coș că vine, trebuie să mă duc în obsesie. Și tu vinerea, cred vinerea, că vinerea da, da, era rubrica, vinerea. Veneai și... Da. Și eu... după aia am avut live-uri, Nicu, noaptea la 11. Noaptea... 5 zile din 5. Doamne, ferește, era ruptă. Dar prima dată începuse cu Made in Transilvania, nu? Dar am avut în paralel cu Tonic cu Show, Tonic, făceam așa. În paralel era, cu, asta cu era George Petrulu. Asta era înregistrat. Nu, Tonic-ul era în direct. Era în direct, da. Made in Transilvania era înregistrat. Și după aia ai făcut emisiunea... Jurnal de psiholog. Jurnal de psiholog. Pe care am făcut-o mai mulți ani. Da. Și la început a fost și în direct, așa? Era în direct, da. Și cu Anca Ștef era producător. Da, Anca Ștef. Și sunau oamenii noaptea și am avut o fel de cazuri foarte interesante. Cu Anca Ștef și cu Delia Breaz. Da. Foarte faină echipă. Atunci chiar am simțit că facem așa chestii, mai ales în domeniul psihologiei, deci nu vorbea nimeni despre psihologie. Și mai ales atunci, da. Era? Nu, mie mi s-a părut că abordam niște subiecte din tot felul de perspective, dar toate duse în direcția asta de psihologie, pe care oamenilor le era frică să le abordeze. L-am avut și pe Raed Arafat la un moment dat, când cred că atunci când a căzut avioanele alea, La tragedia din Apuseni, da. Și după aia l-am mai avut o dată să vorbească despre voluntariat. Despre cât de important este să faci voluntariat. Și a zis că pentru noi este important să fii. Este foarte important. Arafat, gluma mea, cel mai longeviv ardelean într-un post de conducere în București. Dreptei. Iordanianu, da. Dar dreptei. S-a zis de ardelean de 20 de ani, nu numai că e vegetarian, o zis Dinescu că e și vegan. Deci i-a gătit o vânătă cu vânt. Tu ai podcast. Da. Jocurile minții. Zic și eu. Și tu ai podcast. Am podcast are tot. Da, toată lumea are. E bine podcast. Să ai podcastul tău. Jocurile minții. Da. Am crezut că e ceva de șah, ceva... Nu, e de minte. E de minte. Primul sezon este despre anxietate. Acolo sunt doar eu, vorbesc singur. Am scris vreo 150 de pagini să înregistrez podcastul ăla. Trebuie să dăm bani pe Spotify. Sau nu? Nu, este free, da, tot e Spotify. Pe Spotify, da. Pe Spotify, pe Anchor, pe Podbean, toate platformele am încărcat. Noi de ce suntem numai pe YouTube? Că plătește cum plătește asta. Alea nu dau bani. No, bine. Da. Cine e patron la YouTube? Bezos? Să vină aici. Da. Băi, nu, să nu vină, să trimită cecul. Mă, ăla-i putre de bogat și-o mai cerut la unul 28 de milioane să le-a în capsulă să margă 3 minute pe lângă pământ. Serios. Dacă-i pup ticioarele la Bezos. Că atunci cât? Ai dat și 28 de milioane și ăla se deșiretează acolo în capsulă din la 100 de kilometri. Ce vezi, mă, de acolo? Băi, să nimeni și unul ca ciorbea. Dar de ce se face asta? De ce se face asta? Să-i dai milioane la un miliardar. Asta e. E cum am mâncat noi mai devreme de la... E, mă, da. Știi? Cumva ne-am dat o noapte de la atelier. Da, din bucuria noastră. Mm-hmm. Deci, prima parte a podcastului... E despre anxietate, apoi e despre relații. Era într-un personaj, tu vorbeai la perete. Cât durează un podcast cu 15-18 minute. Și apoi am făcut un sezon pe relații. Am văzut acolo, care acolo, podcastul cu minți, emoții și mâncare. Asta am văzut, emoții la perete. Despre asta nu o să vorbim.
Da, fără nicio preparație. Robert Tudor, magicianu! Măruțe! Robert Tudor, unde hârtia? Asta am vrut să zic, că am, știam de activitatea ta și o să revii și la podcast, că tata deschide paranchizii. Ai apărut la Pro TV, ba erai la știri, ba la Măruță, la un moment dat Măruță de pe Hipilica Șefre, ca din curte, o avem până la Luca Anton, ia spune-ne, Raluca, de ce ni se tă, ia spune-ne, Raluca, ni se tă, bine, și-a pe l-o luat, Măruță, ai fost de câteva ori, da, la... După magicianul Robert Tudor! Doar și nu, cozonacul de aur și acum psihologul la Luca Anton. Cum e în pandemie la Luca? Nu, despre pandemie ai vorbit mult, ai început, da, la știri. Ai intrat oare și cu Esca de câteva ori în direct? Da, da. Noi și lucrăm împreună, de fapt. Ei, voi v-ați luat hotelul ăla să-l faceți în centru? Nu, nu. Voi nu faceți clinică, ce? Lucra, da, cu A-list. Q, A-list, A-list, i-am zis Q-list, A-list. A-list Magazine, da, da. E o revistă online și print, este, da, una dintre puținele reviste print, de fapt, care se și distribuie gratuit. Și am avut acolo un, acum am încheiat un sezon care se numește, un sezon care se numește Love is Fun, o emisiune care se numește Love is Fun, unde am povestit despre relații. Și am avut o fel de invitație acolo. Dar, într-adevăr, am fost și în prime time la știri, la ora 19, de în primele 30 de secunde, 2 milioane de persoane care se... No, fain, fain. Da. Fain, da. Toți au reținut. Asta e aia cu capul, ne tratează. Revenind la emisiunile pe care le făceam aici, în Cluj-Napoca, unde toți eram vedete, ajungând noi în Cluj. Noi toți în gașca noastră, da, îți dai seama. Da, păi primăvara începe cu tine. Vai, da, imnul pe emisiuni. Am făcut emisiune de pași la Motel Gileu. Eram în costum popular. Da, Zăloan. Cu Petre. Petre Alonă, Stase, las-o, dragă. Am văzut că acum îl filmează pe Checkereș, pe Cherecheș, pe călugărul de vechi, ruschi de scoare, s-a îmbolnăvit ăla cu sănătatea publică. Cherecheș cu barbă. Ah, păi el este curator la TED, Răzvan Cherecheș. E curator la Biserica din Deal. Da, dar da, cum îl fi Petre? E mulțumea lui Petre. Uite-te și tu. Iar? Pe întâmplător am văzut, nu că știu. Înțelegi? Deci așa, și de la vedetele astea, toți eram vedete când s-a lansat televiziunea și emisiunile aici în Cluj-Napoca, ai ajuns să cunoști și vedete de calibru. Numește una dintre ele, în afară de Vlad Roșu. Esca, tocmai ce-o zis-o. Andreea Esca e chiar... Jose Salaru. Iau. Dar tu trebuie să te învăț. Ia-o de o parte. Ce zi așa, măi? Tu ai o problemă dacă nu zici că ți-i Salaru. E o persoană, mi se pare plină de viață. Este, este. E un om care râde în continuu, care face glume, da, foarte bune. Să râzim. Încă trei morți de neumă. Emană energie, da. La porumbacul te-a invitat la casă, da, din porumb, cât ai plătit. N-am. Păi n-ai fost, că n-ai. Când... N-am acolo nici prințul Charles o zice, eu nu-mi duc Buda, aici e scump. Vorbim ca foști oameni de televiziune. Ceea ce-ți dorim și ție. Da, și avea inclusiv emisiune video pe A-list, nu? Da, pe A-list, da, da, așa. Da. Bun, podcastul acum ai invitați, ai avut acum din diverse invitați domenii. Foarte fain, numesc, mi-a plăcut mult, dar le povesteam băieților înainte că eu n-am microfoane așa frumoase și trebuie să-mi cumpăr. Eu am înregistrat pe laptop cu căștile de la telefon. Sunetul e foarte prost, mă scuzați. Dar subiectele sunt bune. A, și a noastră. Am te zic, bacă bați din picior, bacă dai masă, bacă tragi pârță, bacă nu știu ce. O fost la DEAC, am reușit, am pus DEAC, fotbal, da, i-am luat de pe masă, o venit cu sticla de apă, tot așa. Bă, dar nici cum. Dar eu m-am abținut, uite, chiar am încercat să nu. Tu te-ai abținut, că tu ești psiholog. Și scriu, ascult podcastul în mașină, ceva bârâie. Du-te la verificare tehnică! Nu, nu scriu. Bacă râde ăsta într-un fel, bacă, da...
Deci e foarte grea problema, o problemă grea problema sunetului în podcast. Da, este. Și ce invitați ai avut? Adică le-ai și postat deja? Da, am încheiat sezonul, am avut, a fost Alex Dima, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult. Băi, și eu mă la mă, ce putere, mă, să-și revină așa și ce... Cristian Presura a fost. Alexandra Ușurelo, da, Mirela Retegan, a fost Medea Marinescu. Nu știu cine mai a fost, să mă uit. Cătălin Ștefănescu. Ăla cu emisiunea lui. Bă, de ce nu ne-am gândit noi să facem garanta 100% și eram 40 de ani? Bine, nu în lupte. Garanta 100% era luată. Uite, el face emisiunea și păstrează standardele. Este extraordinar. El e însurat? Nu știu. A fost în jurul cum să petreci mai mult timp cu tine însuți, de fapt. Și cum să conectezi cu tine, să-ți dai seama ce ți se întâmplă, să fii mai prezent în propria viață emoțională. Și cu fiecare dintre ei am povestit în direcția asta, a fost tematica centrală. Și apoi am jonglat în funcție de ce spunea fiecare și povestea lui. Și cum zicea Petre Năstase, regizor celebru. Băi, Raluca, e o primăvară de fată. Pentru primăvară... De fapt, care mi-a călcat piciorul cu piciorul platou. Mulțumesc! Florăria Dorothy. Frezii. Noi dacă am merge la un psiholog, am luat o freză. Așa că oferim frezii să ne protejăm. Tricolaș. Așa, de toate. Am și mâncat bine înainte. Mașina, că ți-am fi dat și, cum spun ăștia, un cocârț, un... cum îi zice mâna ăla de pui vin în el? Șpriț, așa. Șpriț. Vine în el! Nu s-o bine cu astea în care nu pui nimic. Și îți mulțumim pentru vizită și te mai așteptăm. Când... N-am crezut că o să vorbesc atât despre mine. Eu am crezut că m-ai invitat să vorbesc despre chestii, știință, psihologie. Acum ești peste tot pe internet, nu ai și podcast, vorbești de despre tot ce faci. Despre alții, tă prostul poate vorbi, dar noi aici... Vorbim cu persoana care ne în față, cu omul. Omul din față, mai mult. Super. Mulțumesc așa, mult. În primul rând, de dragul nostru, așa, ca să știm cu cine ne întâlnim în public. Că ăștia de acasă, tot comentează. Comentează, scriu acolo comentarii tot felul. Și noi le răspund. Da. Le răspunde? Da, eu le răspund la toți. Da, frumos, nu? Nu, Irene. Care vorbește urât, ce? Lista neagră, blocaj. Dacă... atentează la străbunicii noștri, normal că dar vorbim, cum să nu. Eu pe Facebook nu comentez. Ce dau? Ni, deajă-te în sus. De seama, dacă noi am fost colegi de tine... Nicu Bendea și social media. Da. Tu îți dai seama, dar ce mai faci acum? Și-o pus dinții. Nu mai pot urmări. Deci, și să încheiem podcastul, că o să zică lumea că suntem dili. Nu mai pot urmări de când și-au pus dinții, pe cuvânt. Când nu mai era același farmec. E plină gura de dinți, nu-l recunosc. Vezi? Și trebuie să încheiem. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu tare frumos. Mult și mult spor. Foarte faine tricourile. Foarte faine. El încă n-are soacră. N-are cu soacră. Dar aici ai o... Dar poți să spui ceva? Ana vrea să mă însoare. Ce zici, mamă, soacră, de asta? Ana vrea să mă însoare. Ana fiind și numele... Și gemele. Nume frumos. Da. Nume frumos.